Salutare toată lumea și bine ați venit la un episod de Minecraft Survival Game. Jucăm de data asta pe The Survival Games 4 și v-am jucat înainte să începem. Dacă vreți, apăsați butonul de like, uitați-vă și voi moderatorii cum fac team acolo cu Platinum Donnery. Efectiv, am început să urăsc mare parte din moderatorii de pe MCSG pentru că toți fac team-uri și nici nu se mai ocupă de hacker. Deci au zis asta ei, nu ne mai ocupăm de hackeri pentru că vine un 8 și efectiv nu mai are rost. Sincer, e foarte aiurea să auzi chestia asta, să auzi de la un moderator că nu se mai ocupă cu hackerii. De asta, sincer, am început să, nu știu, să-mi schimb părerea despre moderatorii de pe MCSG. Adică, frate, majoritatea fac team-uri de nu știu câți și aia fac toată ziua. Nu mai stau să raporteze hackeri și chestii genul. Și e chiar urât. Adică, na, s-a cam dus MCSG-ul. Acum să vedem la 1.8, să sperăm că o să-și revină. Să sperăm că o să fie mai bine și vreau toți cei care apreciază seria de Survival Games să nu uite de like. Știți bine că asta contează și asta motivează. Și, nu știu, vreau să vă dau, pentru că am primit pe Facebook un mesaj zilele astea de la un abonat. Ceva de genul, am aruncat ăla. Suna ceva de genul, Max, m-am apucat de YouTube, iar prietenii mei fac mișto de mine. Și îmi dau dislike-uri și îmi fac hate și nu mai rezist și m-am lăsat. Așa ceva, un mesaj asemănător în genul am primit eu pe pagina de Facebook. Acum, cred că ieri, da, ieri. Bine, de fapt, eu filmez asta dimineața la 5 și abia m-am trezit. Și am primit mesajul ăsta cu o zi înainte. Deci, vreau să vă dau un sfat. Efectiv, în cazul în care faceți YouTube și aveți dislike-uri multe, gen, nu știu, hai să zic, la 100 de like-uri aveți 50 de dislike-uri. Nu vă lăsați, fraților, toți au, inclusiv, adică, na, nu-i ceva mare chestie. Și eu am avut o grămadă de dislike-uri și încă mai am dislike-uri, dar, efectiv, gândiți-vă la părțile pozitive. Aia care dau like sunt niște persoane care chiar se uită la voi și, sincer, pentru mine înseamnă mult să știu că nu știu câți oameni se uită la clipurile mele și le pasă de clipurile mele și dau like și prostie genul ăsta. Sincer, poate unora îi se pare, uite bă, pe ăsta obsedat de like-uri, cerșește, chiar contează, frate. Și nu vă luați după dislike-uri, v-am zis. Închideți-le gura celor care vă dau dislike-uri și faceți-i să... Adică vă dați seama, dacă ei îți dau dislike-uri și tu te lași de YouTube, ar fi cam urât, adică le-ai dat satisfacție maximă și... Nu știu. Bine, poate și eu înainte eram afectat între ghilimele de dislike-uri. Adică nu că eram afectat, dar pur și simplu nu prea mai venea să fac nimic când aveam multe dislike-uri, dar acum... Pot să am jumate like-uri, jumate dislike-uri, fraților, pe mine nu mă deranjează. Ce important e să ai mai multe like-uri, bine, nu să ai mai multe dislike-uri, important e să ai like-uri. Alea contează. Și o să vedeți și voi că dacă o să faceți YouTube și o să ajungeți la un punct, gen, nu știu, pe la 10.000 de abonați, o să vedeți că nu vă mai pasă de dislike-uri și de hateri și prostie genul ăsta. Efectiv, sunteți obișnuiți. Adică, YouTube-ul, sincer... îmi place mult YouTube-ul pentru că prin el am reușit să devin o persoană mai puternică, frate, nu știu. Și acum mă refer la caracter. Adică am început, acum chiar dacă mă jignești nu mă mai deranjează. Înainte dacă mă jigneai, poate mă simțeam puțin prost. Și v-aș juca pe toți, fraților, credeți-mă, nu are rost să vă simțiți ofensați dacă cineva vă jignește cu ceva sau prostie genul ăsta. De ce dai, mă? Deci, da, v-am zis, n-ar vreau să vă simțiți ofensați din cauza asta. Orice prost poate să înjure și orice prost poate să jignească, dar nu orice prost poate să facă ce faceți voi.
Mamă. Ok. Ok, acum ar trebui să-l pierd puțin. Deci, hai să fugim. Ok, hai să plecăm. N-are rost să ne băgăm acum într-o luptă cu el. Chiar n-are rost. Hai să plecăm în locușorul nostru. Pac, pac, pac. Facem un flint în stil. Aruncăm chestiile astea aici. Și acum mergem. Hai bă. Ok, nu vrea. Adică ar vrea să ne batem, dar într-un fel n-ar vrea. Știi? Hai bă. Ce intens, frate. Ce mă amuză, adică mă așteptam să fac asta, știi? De asta mă amuză destul de mult. Hei. Ok, nu cred că e bine să mă bat cu ăștia, pentru că... Hai mă, acum nu mai e șmecher. Mai bine îi las pe ăștia să se bată. Și după intervin eu. Mamă! Ce aici? Ce-i frate aici? Ok, aparent ultimul tip nu-i pe aici. Nu-i prin zonă. Deci hai să ne craftăm un Diamond Sword repede. Și să sperăm că o să fie bine deathmatch. Să sperăm. Nu știu ce să zic, sunt puțin speriat. Adică ce-a fost aici, mamă. PvP adevărat, nu alta. Ultimul tip aparent nu-i prin zonă. Golden Apple-uri. Nu sunt. N-ar rost să mă bag în toate prostiile alea. Pentru că, na, n-are rost. Oh. Fac. Nu da cu săgeți în mine. Nu da cu săgeți în mine, nebunul. Le. Vrea să mă bată nebunul. Bun, păi da, cam atât cu episodul ăsta din Minecraft Survival Games. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Hai să strângem peste 500 de like-uri, iar noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!